În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne, amin. Cazania Duminicii a doua, după pogorârea Sfântului Duh, pentru cei care nu se îngrijesc de suflet, frați creștini. Iisus Hristos spune astăzi, cheamă pe oameni zicând, veniți la mine. Dar niciun Andrei, Petru, Iacob sau Ioan nu ascultă glasul lui. Iisus ne cheamă până astăzi zicând, veniți la mine toți cei oseniți și împovărați, dar nimeni nu vine la dânsul. Ne făgăduiește nouă Dumnezeu și de doctorii a lui iubirii de oameni spunând, și eu vă voi odihni pe voi, dar nimeni nu se supune chemării dumnezeiești și nici nu primește vindecarea părintească de păcat. Oare a slăbit cuvântul lui Dumnezeu și nu mai poate să lucreze în inimile oamenilor? Păi cum lucra mai înainte? Nu, pentru că după cuvântul prorocului Ieremia, cuvântul Domnului este tot același ca focul arzător și ca și ciocanul care sfărâmă stânca. Puterea pe care o avea cuvântul lui Dumnezeu când l-a auzit întâiul Adam, după aceea Noe, apoi Avram, Moise, prorocii și după dânsii apostolii, aceeași putere o are și până în ziua de astăzi și până în veci. Până astăzi el arde păcatul ca focul și ca ciocanul sfărâmă împietirea inimii. Pentru ce dar vin atâți păcătoși la biserică, aud cuvântul lui Dumnezeu, însă rămân neîndreptați și mor în păcatele lor. Aceasta, frați creștini, se întâmplă din cauza neîngrijirii de mântuirea sufletelor noastre. De orice lucru stricăcios și orice lucru de nimic ne îngrijim și dăm față de el toată silința. Dar pentru mântuirea noastră nu depunem nicio stăguință. Ascultați ce ne poruncește Dumnezeu după legea sa, care trebuie să fie cugetarea inimii și gândirea sufletului nostru atunci când zice cuvintele acestea pe care ți le poruncesc eu, astăzi să le ai în inima ta și în sufletul tău. Creștine, spune-mi adevărul, cugeți măcar un ceas în fiecare zi la învățăturile și poruncile Evangheliei lui Dumnezeu? Te gândești măcar un ceas în fiecare săptămână la poruncile lui Dumnezeu? Tu zici poate că te rogi și dimineața și seara. Dar cum este rugăciunea ta? De multe ori în timp ce gura ta grăiește cuvintele rugăciunii, mintea ta se gândește la diferite păcate. Iar tu crezi că te-ai rugat și ai purta grijă de mântuirea ta. Prin acest fel de rugăciune tu faci un mare păcat. Tu zici poate că mergi la biserică. Într-adevăr mergi. Dar duci acolo numai trupul tău. Iar mintea ta rămâne acasă la negoțul sau treburile tale și la grijile pământești. Mergi la biserică, dar în loc să-ți ațintești mintea ta la Dumnezeu, vorbești cu cei care stau de față înaintea ta și de multe ori, fără nicio frică, faci și alte neorânduieli în timpul Sfintelor slujbe. Toate hotărârile și poruncile lui Dumnezeu să le păzești tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, ne poruncește Sfânta Scriptură la Deuteronom 6,2. Creștinilor, spuneți adevărul, învățați voi pe fiii voștri Evanghelia lui Dumnezeu? Le arătați lor câte și care sunt poruncile lui Dumnezeu? Prin prorocul său Dumnezeu ne învață zicând, să le întipărești în fiii tăi și să vorbești de ele fiilor tăi când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli, tot la Deuteronom 6,7. Legea Domnului deci se cuvine să o ai în gura ta pentru fiii tăi și când mergi pe drum și când te culci în patul tău și când te scoli de pe dânsul. Dar cine din voi grăiește despre învățăturile Evangheliei lui Dumnezeu când șade în casa sa sau în casa prietenului său? Când cine dintre voi cugetă la poruncile lui Dumnezeu când merge pe drum sau când se culcă în pat? Sau când se spală de pe el, și pe care din ele le-a păzit, sau pe care le-a călcat. Cine măcar în fiecare zi se gândește la mântuirea sufletului său? Bogatul, de dat la desfătări și la deșertăciuni, niciodată nu-și aduce aminte de ceasul morții sale. Săracul, alergând din și colo ca să împlinească nevoile de fiecare zi, uită cu totul ziua judecății. Meșterul de nimic altceva nu se îngrijește, decât cum să-și termine mai repede lucrul său și să câștige cât mai mult.
La suflet, la viața veșnică, la înfricoșată judecată, la împărăția cerului și la chinurile veșnice, nimeni nu se mai gândește, de ele nimeni nu se îngrijește. Mintea tuturor este ațintită la desfătările trupului și la bani, cum grăiește și psalmistul zicând, Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, ca să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Însă nu a aflat pe niciunul în acest fel, că ceată toți s-au bătut, împreună necredin s-a făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Toată grija și stârguința din zi și din noapte sunt pentru desfătările trupului și pentru deșertăciuni pământești. Iar pentru mântuirea sufletului nu este nicio grijă, niciun gând, nicio aducere în minte. Din această pricină se împietrește inima noastră și nu mai poate primi lumina cuvintelor și învățăturilor lui Dumnezeu. Din această pricină, cuvântul Evangheliei se face în noi neroditor, deși cuvântul lui Dumnezeu este lumină cerească, după cum spune prorocul David zicând, păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărorilor mele. Când răsare lumina soarelui, dacă află ușa deschisă sau fereastra la casă, intrând luminează și încălzește tot ce este înăuntru casei. Iar dacă nu va afla niciun loc să intre, lumina soarelui se înapoiază în casa și casa rămâne rece și întunecoasă. În fiecare zi se propovăduiește cuvântul Evangheliei lui Dumnezeu spunând, luați seama de voi înșivă să nu se îngreuneze inimile voastre de îmbuibarea mâncării și de băutură și de grijile lumești și fără de veste să vină peste voi ziua aceea. Drept aceea, privegheați în toată vremea și vă rugați. Iar prorocul Isaia ne spune, de veți vrea și mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca, iar de nu veți vrea și nu mă veți asculta, atunci sabia vă va mânca. Căci gura Domnului grăiește. Când vor cădea în auzurile noastre aceste cuvinte de învățătură, trebuie să treacă până în adâncul sufletului și să lumineze pe el, dar ele nu află nicio ascultare, niciun loc de trecere, pentru că tot sufletul este plin de mândrie și de certăciune. De aceea sufletul nostru rămâne neluminat și întunecat, iar inima rămâne rece la cele dumnezeiești, ca gheața, lumina sfintelor învățături n-a găsit niciun loc prin care să poată pătrunde în sufletul nostru. Dumnezeu, fiind nemărginit în milostivire, nu vrea moartea celui păcătos, ci întoarcerea lui. Pentru aceasta, milostivindu-se, El îmboldește cugetul nostru prin Duhul pe care zice Dumnezeu Apostol că trimite Dumnezeu în inimile noastre strigând Ava Părinte, mărturisind Duhului nostru că suntem fii al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu mai trimite totodată în inimile noastre și pe Duhul Fiului Său, care strigă nu Ava, ci Părinte, adică Părinte, ci deșteaptă-te tu, Cel care dorm și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Îl trimite pe acesta, nu mărturisind că suntem fiii lui Dumnezeu, ci mustrându-ne pe noi și zicând că suntem fii al diavolului. Mustrarea cugetului pe care un om o simte însuși păcătosul împietrit la inimă este un glas al Sfântului Duh, care grăiește nu în urechi, ci în inima lui, întrebându-l până când are de gând să trăiască în păcat. Bătrânețile au sosit, boala l-a împresurat, moartea este la ușă. Deșteaptă-te din somnul păcatului, scoală-te din faptele tale cele moarte ale fărădelegilor tale și atunci va răsări în inima ta lumina Harului lui Iisus Hristos, pe cum spune Sfântul Apostol Pavel. Deșteaptă-te tu, cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos. Prin aceste cuvinte, Duhul adevărului îl cheamă și îl îndeamnă la pocăință. Păcătosul însă își întoarce fața sa și nu primește chemarea glasului Duhului Sfânt. Nebunia păcătosului, care își închide ochile sale la glasul Sfântului Duh, când îl strigă și zice către dânsul, deșteaptă-te tu, cel ce dormi și te scoală din morți și te va lumina Hristos, este mai mare decât nebunia bolnavului, care nu ascultă de doctor și refuză doctoriile pentru vindecarea trupului său. Bolnavul supără pe un om,
pe doctorul său, păcătosul, îndrisează pe Duhul cel Sfânt, adică pe Dumnezeu. Bolnavul, dacă va muri, pierde o viață vremenică. Păcătosul, dacă va rămâne în păcat, pierde împărăția cerurilor. Prin pildele Evangheliei cu cei doi bogați, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat cum pedepsește Dumnezeu pe cei care nu poartă grijă nici de cum de mântuirea lor și uităm cu totul că au un suflet, nu iau aminte la chemarea și la glasul lui Dumnezeu. Dintre acești doi bogați, unul era stăpânind de grijă a foldelor, a oadelor, a cambarilor, a desfătărilor cu pești, de aceea era plină toată mintea și toată inima lui, pentru aceasta era toată trudea lui, toată grija și sâguința lui. El cugeta în sine și zicea, ce voi face că nu am unde aduna oadele mele? Dar și-a zis, aceasta voi face, voi dărâma hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo toate rodurile mele și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Dar Dumnezeu mustră necugetarea și nebunia lui zicând, nebune, bogatule nebune și fără minte, te gândești că vei trăi mulți ani, îndulcindu-te de bunătățile tale. Pe neașteptate îți va fi secerată viața ta, căci într-o această noapte sufletul tău îl voi cere de la tine. Adică în această noapte vei muri. Dar cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Cine le va moșteni? Dar cele ce ai pregătit ale cui vor mai fi? Cine le va moșteni? Auziți, frați creștini, cât de înfricoșată i-a fost osânda. Mustrare groaznică, moarte năpraznică, niciun moștenitor. Acesta este sfârșitul celor care adună pentru bunul lor trai și nicio altă grijă ca să-și împodobească sufletul lor n-au prin bogăția faptelor bune și a harului lui Dumnezeu. Așa se întâmplă cu cel ce strânge sie și comor, iar nu lui Dumnezeu și se îmbogățește și nu se îmbogățește în Dumnezeu, cum ne spune Mântuitorul nostru Hristos. Celălalt bogat avea masă desfătată în toate zilele, îmbrăcăminte scumpă, jocuri, cântăreți, desfătare trupească și nemilosivire fără măsură. Închetritul cu inima vedea în fiecare zi pe Lazar, gol, flămând și plin de răni. Zăcând înaintea porții lui, vedea și câinii care lângeau rănile lui, dar niciodată nu i s-a făcut milă de dânsul. Și care a fost sfârșitul? A murit bogatul și l-au dus diavolii după aceea în chinurile iadului cu văpăi și foc atât de mare încât setea, aprinzând inima lui, se ruga pentru o picătură de apă sigur. Părinte Abrahame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului său în apă și să-mi răcurească limba că-și tare mă chinuiesc în văpaia aceasta. În acest chip sunt chinuiți toți cei ce uită de mântuirea sufletului lor și se cufundă în desfătările trupului lor. Mare și necugetată este nebunia păcătosului. Atâta strădanie și grijă ca să câștige pe pământ case și case mari și frumoase, în care nu numai că nu știe dacă va locui, dar nici dacă va ajunge să intre în ele, iar pentru locașul cel nefăcut de mână și veșnic, care este în ceruri, el nu are nicio grijă. Cu mii de oseneli și de dureri mari adună bogăție pe pământ. Dar pentru cine adună? Nu știe. Pentru cine adună nu știe. Pentru bogăția cea din ceruri care este veșnică nu are însă niciodată vreo grijă, nici cel puțin nu-i trece prin minte despre ea. Pentru trupul cel sicăcios, atâta oseneală, iar pentru sufletul cel fără de moarte, atâta disprețuire și atâta nepăsare. Frați creștini, străini suntem toți pe pământul acesta. Astăzi trăim, mâine murim. Astăzi pe pământ, mâine în iad. Oare cum trebuie să se poarte cel străin în străinătate? Cum trebuie să se întoarcă în patria sa? Oare își leagă el inima sa de bunătățile locului străin? Oare îi fuge vreodată din mintea lui amintirea patriei sale? Pentru ce dar noi, străini fiind în lumea aceasta și așteptând din ceas în ceas mustrarea noastră, mutarea noastră în patria
în care ne sunt părinții, moșii și strămoșii noștri. Ne cufundăm și mintea și inima în bunătățile pământului acestuia și uităm cu totul de patria noastră cea cerească. Cunoscând deci, frați creștini, cât de păgubitoare este neîngrijirea sufletului nostru de mântuirea noastră, să ne gândim cu toată înțelepciunea și să începem chiar de astăzi să ne îngrijim de sufletul nostru și de mântuirea noastră, să ne aducem aminte fiecare zi de înfricoșata judecata lui Dumnezeu și de răsplata ce ne așteaptă, de împărăția cea veșnică și de chinurile cele fără de sfârșit, să ne cercetăm pe noi înșine în fiecare zi și să vedem care porunca lui Dumnezeu am făcut-o și care am trecut-o cu vederea. Câtă pocăință am arătat și ceva faptă bună am săvârșit. Să nu treacă nicio zi să nu ne îngândim la învățăturile cele cu privire la viața veșnică, fără să ne îngrijim de sufletul nostru, fără să ne aducem aminte de viitorul și făcătorul nostru. Astfel viețuind și ca niște străini socotindu-ne pe acest pământ, să adunăm în cer ca într-o vischierie veșnică faptele noastre bune din această viață trecătoare pentru timpul când va veni ceasul morții noastre. Atunci, bucurându-ne și veselindu-ne, vom pleca de pe acest pământ străin și cu multe ispitiri și necazuri și ne vom muta în patria noastră veșnică, în locurile sfinților, în cetele îngerilor, în slava Dumnezeirii, pe care fie ca toți să le dobândim în Hristos Iisus Domnul nostru, căruia se cuvine slavă și mărire în vecii vecilor. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.